Am crezut că o să fac ceva în acea comună, dar văd că sunt stopat din toate punctele de vedere. Nu știu ce vrea să întâmplă cu, am rugat, nu știți, dinainte cu cimitirul, m-am pomenit ieri cu jandarmii și cu executorul să pui sechestru pe primărie să fie vândută. O legea 213 nu are voie să pui sechestru pe primărie să o vândă. Nu știu ce interese sunt și ce... nu mai știu ce să mai spun. Decât singura chestie, o să mă duc la București, la Procurorul General și la Ministerul Justiției să vie să facă anchetă. Sediul primăriei Dârvari ar urma să fie scos la vânzare pentru 3 garduri de împrejmuire a cimitirelor din comună. Lucrările au fost contractate în primăvara anului 2012 de fostul primar. Actualul edil, Vasile Ologu, refuză să achite lucrările pe motiv că acestea au fost făcute de mântuială și au fost supraevaluate. Vasile Ologu a mai spus că la momentul actual conturile primăriei Dârvari sunt blocate din cauza acestei datorii. În contul aceleiași creanțe, executorul judecătoresc a pus sub sechestru și a vândut un autoturism al primăriei la începutul anului 2013. Sediul primăriei Dârvari a fost reabilitat în urmă cu 3 ani, iar valoarea acestuia este de 1200 de lei.